Ce s-a întâmplat cu tine, cu Naționala? E un capitol închis în momentul ăsta pentru tine, Naționala? Atâta timp ceva că... pare că s-a rupt între tine și contract, acum dincolo de... Nu, 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 a fost absolut nimic. Absolut nimic. Nicio discuție. Am văzut și eu, am citit articole din ziar. Sunt declarațiile lui. Da, a fost o... În septembrie anul trecut, când am avut o discuție cu dânsul, i-am explicat de ce nu pot să vin, de ce aș prefera să nu merg în... Pentru alea două meciuri, nici nu mai țin minte cu cine a fost în septembrie anul trecut. După aceea, la următoarele meciuri în octombrie nu am fost chemat și în noiembrie am fost la echipa națională. Nu a fost nicio problemă. Eu tot timpul am spus, n-am avut problemă cu niciun antrenor cu care am lucrat în cariera mea. M-am înțeles foarte bine cu toți. Primul rând, am știut să respect deciziile lor, chiar dacă poate în anumit moment nu-mi conveneau, dar sunt antrenori care răspund pentru deciziile pe care le iau. Deci, practic, un singur meci ai fost sărit atunci, după discuția respectivă. Da. Nu a fost nicio problemă între mine și selecționerul. Că el a vorbit de niște chestiuni personale și că... Uneori Naționala nu se refuză, că Naționala... În septembrie au fost niște probleme, dar nu, am discuția purtată cu dânsul, i-am spus că aș prefera să nu fiu convocat pentru că mintea mea nu era la fotbal. Și ok, mă puteam prezenta acolo, dar nu se putea baza pe mine.